Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Mergem mai departe. Domnul Barojan Bosganian, întrebarea de 1000 de puncte pentru guvernanță. A meritat nota de plată anticovid de 120 miliarde lei? E chiar o întrebare de 1000 de puncte? Nu știu dacă e de 1000, de 100, de 1001... Bun, acum răspunsul azi clar nu a meritat. Da. Dar. Domnul Văzgănean spune, în perioada pandemiei au fost luate diferite măsuri, dintre care unele s-au dovedit greșite. Închiderea completă a economiei timp de 2 luni. Da? Absolut corect. Adică în sensul că e o măsură care s-a dovedit a fi greșită. Da? Scosul blindatelor pe străzi. Da? Da. La fel. Măsură exagerată. Da? Mai ales vorbim aici noi de Suceava, care știm... Bine, aici nu putem să ne comparăm cu, au fost cu izraelenii, cu Israelul, pentru că ei cam umblă pe străzi. Da, bun, ei le scot cam deză. Da. Construirea de spații anticovid nefolositoare. Aici e o discuție, pentru că aici nu știu dacă îți bani cheltuiți, adică, mă rog, se încadrează în raționamentul pe care urmează să-l prezint. Da. Aici, construirea de spații anticovid, poate probabil se referă și la spitale. Avem un spital la Lescan, în Iași, destul de mare, da? Și mai sunt vreo 2 spitale și alte spații anticovid care sunt, într-adevăr, nefolositoare, da? Aici trebuie văzut câți bani s-au cheltuit și cum de-au ajuns, pentru că s-au cheltuit sute de milioane de lei. Era da? Pe ce să, da, dintr-o zice... faptă bună, da? Să pățim la fel și noi, la Rădăuți. Da, da. Da. Bun, intenția foarte extraordinară. Sau putem spune că s-au cheltuit 10 milioane de euro pentru aceste spitale care sunt, multe dintre ele, sau hai să le spunem spații, nefolosite. Da. Da? De ce? Cineva a greșit, intenționat sau nu. Aici trebuie analizat. Da? Bun, blocarea unor spații spitalice, mai zice domnul Văzganean, plata unui numeros corp medical pentru stat degeaba, da, mai avea și cu achiziționarea izoletelor care n-au folosit la nimic, a termotesterilor care n-au identificat nici măcar un singur suspect de COVID. Și pacienții care n-au putut apela la serviciile medicale, bolnavi cronici și așa mai departe. Da. Bun, acum, mai... da, acum dacă ar fi să răspundem astăzi la întrebarea domnului Văzganean, am spune că virgulă, nu a meritat nota de plată, 1120 de miliarde. Dar dincolo de toate greșelile pe care le-am enumerat de-a lungul vremii, greșelile autorităților, trebuie totuși să fim corecți și realiști și să spunem că la vremea respectivă, o mare parte din aceste măsuri le-am considerat, și nu numai noi, ne uităm la toată lumea, asta e important, da? Le-am considerat absolut normale și firești. Italia, Portugalia, Spania. Și necesare. Da. Da? Țări care, ai enumerat-o, da? Da. Portugalia, da. Spania, țări care trăiesc din turism. Da. Da? Și-au închis granițele. Deci acum nu prea le-au deschis. Da. Da? Și așa, se gândesc. Grecia, mă rog, Israelul. Da. Da. Multe, bun, asta cu izoletele. Într-adevăr, imaginele respective, imaginea, da, așa percepeam atunci, așa să știa atunci. Da. Aici... Probabil că era considerat mult prea periculos, dacă ne întoarcem era, la această... Era considerat mult prea periculos. Aici, dacă ar fi vreo vină, părerea mea, o vină o găsesc la OMS, da, care n-a fost preocupat, organizația, n-a fost preocupată de la început să studieze, să axeze, să studieze mult mai intens tot ce înseamnă acest COVID, da? Ții bine minte că la începutul pandemiei OMS-ul recomanda să nu se facă autopsii, da? Când exact autopsia spune cum a, da, care este cauza morții, au făcut acei medici în Italia, riscând și au constatat că COVID-ul îngroașă sângele, da? Și după aceea s-au introdus toate tratamentele din lume anticoagulanți, da? Să puteau face, sau nu să puteau face, nu știu, da? Dar măcar să văd că măcar să văzut că s-a încercat, da? Da. Sau s-au făcut pași în această direcție, da? Au fost niște, cum zic, aceste, bun, n-a fost nicio colaborare între statele lumii. Bun, aici e și vina Chinei, care a ascuns niște informații. Ori acum probabil nu are sens să mai. Da, dar ideea este că niște măsuri care acum ni se par aberante, da?
Și într-adevăr, spunem, vă, cine răspunde pentru banii aia? Atunci le vedeam toți da. Absolut normale. Da? Și OMS-ul s-a bâlbâit. OMS-ul s-a bâlbâit. Bulbele s-au transmis mai departe. Și au devenit scenarii pentru conspirații. Da? Da, exact. Și cum ai dat un alt exemplu, așa cum OMS-ul a interzis da, autopsierea celor decedați, așa cum noi nici acum mai aproape, adică noi, autoritățile noastre n-au știut să gestioneze atitudinea doamnei doctor Groșan, dacă nu mă știu. Da, da aceeași poveste care este, este o părere, da? Totuși un medic. Noi, este un medic care, cum spunea domnul, cine spunea, în scapă, care a fost președintele Colegiului Medicilor. Astrăstoaie. Da, domnul Astrăstoaie a vindecat peste 1200 persoane și ceea ce spunea domnul Astrăstoaie e foarte important, nu există reclamații de la pacienți, pentru că despre asta e vorba, dacă există pacienți nemulțumiți, dacă există pacienți sau rude ale pacienților care să reclame. Uite, eu sau, mă rog, rude, nu mai pot spune eu, să zicem, rude ale pacienților care să reclame. Da. O rude de-a noastră a avut COVID, s-a tratat la doamna asta și a murit, da? Faceți ceva. Acum, hai ca să precizăm pentru cei care n-au urmărit de-a lungul emisiunilor. În cazul acestei doamne, doctor Groșan, trebuiau autoritățile imediat să formeze o echipă mixtă, da? Așa, care să meargă și să vadă ce a făcut domnul doctor, ce tratament a aplicat, da? Păi e bun sau nu e bun, da? Dar regulile care nu punem la colț când nu respecte protocoalele. Da, regulile care au venit atunci inclusiv de la domnul Rafila, care ți-am zis că l-apreciam, chiar cu acea declarație când a spus domnul Rafila, nu, eu respect protocolul, cum zic, schema de tratament a OMS-ului. Care schemă, ce să vezi, după acum vreo două săptămâni a fost schimbată, că mai scoatem un medicament care după un an de zile constatăm că nu e bun, da? Stai puțin, ai un medic care, poate nu-i sănătos medicul ăla, dar hai să verificăm, da? Care spune că a avut 1200 pacienți pe care a tratat de COVID, da? Cât costă să pui ei niște funcționari care stau freacă menta, ca să vorbim pe românește, da? În Ministerul Sănătății și să-i trimiți la Oradea, să ia niște dosare, că asta știu să facă, să plimbe dosare de colo-colo, să ia niște dosare și să vadă pacienții ăia, câți au fost, cum au fost, când au fost epistați, da? Bun, trebuie să stai de vorbă cu ei, să vezi, ca să faci o investigație completă și amănunțită. Ce tratament s-a folosit? Da? Ce eficiență a avut? Și poate descoperi că acest tratament e foarte bun. Dacă o întrebare este, ca spală trășor cercul de conspiraționiști, dacă facem asta, nu cumva tratamentul ăsta poate deveni, nu știu, universal, poate fi așa, un panaceu universal. Și nu avem nevoie și nu cumva tratamentul ăsta e prea ieftin. Poți să întrebi asta? Ba da, da. Da? Asta ca să fim trans în cercul, în linia conspiraționiștilor, dar nu poți, Vale, acum vorbim serios, nu poți să nu spui tot felul de întrebări și să nu înțelegi, pentru că eu am zis că multe aspecte înțeleg conspiraționiști până la un punct, da? Îi înțeleg pentru că au ca punct de pornire aceste întrebări absolut firești, da? Absolut firești și de bun simț, da? Da. Se coace un nou război în coaliție, spun colegii noștri din Presa Națională. Scandalul... Stai, mă puțin, mă o să aminte acum, fac o paralelă, ai zis doamna Groșan. Da. Bun, mai văzut și în film, dar știu și în realitate. Americane, știi? Cu hackeri ăștia. Da, da, da. Îi prindeau, îi condamnau și după aceea, vine încoace, te băgăm la... Da? Este și un film celebru cu un falsificator, un film cu Tom Hanks. Prinde-mă dacă poți. Da, extraordinar filmul, da? Da. Cel mai mare falsificator din istorie. Da. Da? Caz real. Cum? Caz real. Da, caz real. Când îl scoate din închisoare, da? Tom Hanks fiind un agent FBI care umblă ani de zile falsificator, în final îl prinde, îl condamnă și îl scoate din închisoare, da? Pentru a lucra la FBI. Și au făcut împreună agentul FBI cu cel condamnat, deci caz real, niște cecuri care sunt folosite de cele mai multe bănci Statele Unite, niște elemente de siguranță au introdus în acele cecuri, care sunt folosite în mare parte a lumii, da? Tocmai pentru a fi foarte greu de falsificat. Da? Deci, tu trebuie omul era o mașină de falsificat. Da. Și, bine, ai văzut filmul, un cec, tocmai primit și luam, e fals. Păi cum e fals? Nu te-ai dat. Păi, începând hârtia, greutatea. Da. Trebuie
Bun, am zis că paralela e puțin forțată cu doamna Groșan, dar da. Ziceam ca principiu. Da. Când ai un om talentat într-un domeniu, cum sunt hackerii, cum sunt falsificatorii, da. Da? Bun, îl condamni, lași o leacă să vadă așa și după aceea le iei și poate îl convingi să ajute legea. Da? Da. Nu se compară cazul doamnei Groșan cum ne referim la infractori. Da. Dar ai un om care poate fi talentat, care poate să intuiască, să găsească ceva, o idee, ce n-a găsit nimeni, da? Da. De a o variantă, un panaceu, spuneam, universal pentru COVID. Și noi de pe margine rămânem cu ideea noi, că nu, s-ar putea să fie mai ieftin, da? Da, așa că s-ar putea să fie mai ieftin. Și atunci, aia e întrebarea. Da. Nu cumva s-ar putea să fie mai ieftin și nu bagă nimeni în seamă? Ne bagă la idei. Păi asta spun, da? Că toată pasivitatea și bâlbele astea autorităților, nu, noi respectăm schema OMS, da? Foarte bine, dar schema OMS după 2 săptămâni, uite, mai mult durat de la doamna Groșan, când a fost în februarie, când a fost. Uite, da. După o lună și ceva, schema a fost schimbată, da? Și vorbim de un medicament care se folosește un an de zile. Păi atunci nu te întorci la doamna Groșan să vezi care-i treaba. Da, în fel. Da. Se coace un nou război în coaliție, scandalul de miliarde al șefilor județeni din sănătate. E vorba de casa de sănătate, casele județene. Da, în fine, pe scurt, da. Suntem presați de timp. La casele de sănătate, da, de șefii caselor de asigurări de sănătate au fost chemați de a concurs. Au absentat foarte mulți, da? Și doar 5 da, au 5. Câștigat. Da. Da? Doar 5 au reușit să ia notă de trecere. Da? Bun, vorbim de Carmen Prodan de la Maramureș, care a picat concursul în 2016. Aici zic colegii noștri din presa centrală, puțin ironici, au mai fi învățat între timp, se poate, mai fi învățat, da? La fel și Eugenia Vasile, care a picat concursul pentru Dulcea în 2016, dar s-a scos acum. Alta admisie este Radu Gheorghe Țibichi de la Iași, membru al Alspen Institute, al unchiului Nic Voiculescu, da? Unchiului de data asta nu e, da, no. Fostului ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, da? Da, da. Numit interimar la Casa Județeană de către premierul Dacian Cioloș, da? La Bisană Săudu, o altă doamnă, membra PNL și fină de cununia baronului, nu știu care, primarul PNL al municipiului Bisă, da? Deci vedem, deja că au trecut niște persoane care sunt de la partid, da? Care avem pe cineva, care au venit pe nișă, da. membru în institutului unchiului Nic Voiculescu, da? Bun, s-a făcut acest concurs, acum știi cum, la un concurs oricât de bine e pregătit candidatul, dacă vrei să-l pici. Mai ales proba interviu. Da, exact. Bun, aici n-au trecut la scris, da? Dacă vrei să-l pici, poți să faci niște, din subsol de acolo, de la lege. S-ar putea ceea ce îți cere acolo să n-aibă nicio legătură cu managementul casei de sănătate. Da. Ce să mai... Bun, ce se întâmplă după toată această poveste? Potrivit statutului CNSA... Să spun despre concursuri. Zi. Cum 20 de ani, o anumită persoană voia să acceseze o anumită... Funcție. Post. Nu, că nu-i funcție, post. Și trebuia să știi legea administrației publice, trebuia să știi Constituția României, da? Așa. Și restul povestesc după. Păi ce rost are meseria mea pe care trebuie să o practic cu... Trebuie să știu legea administrației când trebuie să merg să rezolv acum o cam tot ce ține de stat, cere Constituția. Chiar dacă e șofer sau nu știu ce, să știi Constituția României, da? Măcar să spune, citești articolul 1 să reproduci. Da. Și atât, da. Mergem mai departe. Scuze. Bun, ce se întâmplă după această poveste? Deci, care e povestea? Doar 5 din toți candidații din șefii caselor de asigurări au trecut, da? Îl asigurăm pe domnul Barna că vom fi conștienți, vom fi siguri de că următoarele concursuri vor fi organizate cum trebuie. Domnul care? Barna. Păi nu e USR-ul care spune că e ok? Domnul Barna, asta mă gândeam la... Păi asta și parlamentarii sucevenii USR spuneau, nu mai prin concurs acum, da, e clar.
Da, numai prin suntem liniștiți din punctul acesta. Să dea Dumnezeu, vale, da, să fie totul prin concurs și concursul pe bune. Da? Dar eu am niște semn de întrebare, adică la București s-a blocat bugetul. Da? După ce Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, spune că a discutat, de două luni discuta cu cei de la USR, cu cei de la PSD, cei de la PNL, evident, da, el fiind practic al PNL-ului, da? Discutau de două luni bugetul, lucrau pe el împreună, da? Deci toți și-au dat acordul asupra bugetului și la vot, nu, USR-iști sunt potrivă că bugetul nu știu cum, bă, da, două luni ne-ai discutat pe el, da? Motivația fiind, ce ieșau surse din presă și surse din, da, presa centrală, ce să vezi, că informații care nu au venit nimeni să le conteste, da? Da. Da? Faptul că primarul Nicușor Dan refuză să-i dea viceprimarului USR, da, post pe care trebuia să fie a domnului Vlad. Domnul Vlad Voiculescu, da? Da. Și domnul Nicușor Dan nu i-a mai răspuns la telefon după alegeri locale, da? Ceea ce l-a făcut pe Vlad Voiculescu să renunțe, da? Da. Deci revenind, USR-ul n-a vrut să voteze bugetul sau amenințat că nu votează bugetul, ceea ce aș a făcut de altfel, pentru că primarul n-a vrut să dea viceprimarului USR drept de semnătură în privința șefilor de spitale. Adică el să poată schimba... Au, oamenii ăștia au probleme cu oamenii ăștia au, nu probleme, au un fix cu spitalele. Deci ei să taie și să spânzuri în spitale, da? Casele de asigurări... Și acum casele de asigurări, care țin de USR. Da. Da? Bun, ce se întâmplă acum? Deci conform statutului CNSAS, în momentul de față, șeful CNSAS poate numi interimar, șefii interimar diverse persoane, da? Bun, se putea face și până acum, pentru că nu erau definitiv, nu dăduseră concurs, da? Da? Dar, așa cum foarte bine observa cineva din specialitate, din presa centrală, acești cei mai mulți sau o parte dintre șefii actuali de casei de asigurări de sănătate fuseseră numiți de guvernele PNL anterioare, da? Da? Dacă ar fi venit USR-ul și ar fi schimbat pur și simplu, ar fi fost un afront prea fățiș la adresa lui Belatul. Da, așa îi chemăm pe toți, dăm concurs, îi picăm pe cei care nu trebuie, da? Da. Bă, au picat, trebuie să-i schimbăm, că așa spune statutul. Deci, repet, îi putea schimba și până acum, dar acum, cumva, ăștia nu-s buni, au picat examenul. Noroc că toate partidele au specialiștilor. Pe cuvânt, dacă. Bine că mai n-am ajuns la fundul sacului cu specialiști. Da, până la urma urmei, și la urma urmei, ce trebuie să cauți mai mult decât trebuie un economist, da, în fruntea unei instituții de acest gen. Nu știu ce nu-ți trebuie nici jurist, nici... Mă rog, ok. Nu știu ce trebuie. Vezi, e relativ cu... Noi avem exemplu spitalului... Da, spitalul județean Suceava, da? Unde cele mai mari performanțe și performanțe lăudabile, apreciate la nivel național, le-a făcut un economist. Da? Vorbim de domnul Vasile Râmbu, care nu că a modernizat, a revoluționat tot acest spital, a adus la standarde europene. Da? Sunt spitale din, adică sunt, mă rog, sunt puține spitale în România care arată ca spitalul din Suceava. Da? Foarte puține. A fost economist. Mm-hmm. Da? Aici părerea mea că în fruntea fiecărei instituții a statului român trebuie un manager, nu neapărat de specialitate în domeniu. Da. Da? Specialiștii trebuie să fie cei din eșalonul 2, directori sau directori adjuncți, directori medicali, economici, cum îți numiți. Da? Și să existe o colaborare între manager, da? Care indiferent de unde provine, din inginerie, din economie, din domeniul juridic, da? Să fie un bun manager, să există o colaborare între manager și directorii adjuncți, repet, economic, medical și mai departe, da? Pentru a face o strategie, da? Pentru că eu ca manager spun, uite, mă gândesc așa, dar poate din punct de vedere medical nu se poate și atunci directorul medical îmi spune, uite, așa și așa și atunci gândim împreună și facem strategie, da? Instituțiile noastre, instituțiile statului român au nevoie de manageri, da? Și nu de oameni de partid, nu de specialiști, cum spui tu ironic, bine că așa, nu de specialiști din domeniul ăsta. Un subiect mai putem lua. Mai trecem la locale, să luăm câteva în viteză. De ce este Suceava ultimul județ din România la rata de vaccinare anti-COVID? Am găsit acest titlu în presa
națională, dar cu siguranță cred că... Da, bun, e o analiză făcută de domnul Dimeana. Dimeanu, matematician de săvârșit, a analizat datele din Suceava comparativ cu Cluj și a văzut că serul este de 2,33 ori mai accesibil în Cluj. Adică domnul Dimeanu, prorectorul USV, a analizat zonele în care se găsesc teste de vaccinare în Cluj și unde se găsesc în Suceava și a ajuns la această concluzie. Da, evident că are dreptate... Domnul meu Dimeanu vorbește pe cifre, date concrete, dar mai este un aspect. În Suceava sunt vaccinați la Spitalul Județean doar 20% dintre medici. Ceea ce ridică un semn de întrebare din punctul de vedere al celorlalți oameni. Eu am zis, știi bine, eu respect această categorie profesională, am un respect deosebit pentru medici, pentru cei care își fac țeaua, pentru adevărații medici, da? Nu e ușor să lucrez în condiții. Nu e ușor să lucrez, dar în momentul în care 20%, vorbim din personalul medical, că am înțeles tot cu TESA, cu tot și așa ajung la 40%, dar din personalul medical, din câte știu, 20% sunt vaccinați. De ce restul de 80% sunt vaccinați? Bun, o parte am înțeles, au trecut prin boală, au imunitate, unul are frică de vaccin, nu știu, habar n-am. Da? Dar în condițiile astea, unii oameni, adică eu vorbesc de cei cu care, de oameni care am vorbit, care am discutat, spun, bă, dacă medicii nu se vaccinează, da? Medici care știu mai multe, eu de ce să mă de ce să risc eu? Și are întrebări absolut firești. Și eu nu vreau să mai au chestia asta, conspiraționiști nu se vaccinează, da? Oamenii sunt oameni, eu știu oameni care au văzut cunoștințe de-a lor făcând, care au avut colegi și în fața lor au făcut reacții adverse, severe de la vaccin, deci la câteva ori după vaccin au început să facă spume la gură, să, mă rog, să cadă și au ajuns, au scăpat în cele persoane de care vorbesc, rămâi cu imaginea asta și atunci stai puțin, îți rămâi tot timpul în creier imaginea asta și mai ales că era vorba de un vaccin care se folosea de ani de zile, știi? Da. 30 secunde, mediul rural din județul Suceava dă olimpici. E vorba? Da, e vorba de elevul Ioan Alexandru Bursuc de la școala gimnazială Bosanci. Deci școala încă nu e chiar pe chituci. Nu știu, școala nu e pe chituci, iar noi am zis, avem o altă categorie profesională pe care o respect, cea de dascăle. Da. Dascăle, adevărații dascăle, pot să creeze, să ajute la crearea unor modele, unor elevi care să facă performanțe la nivel local, național, internațional chiar. Da. Da? Bun, am înțeles că acest elev, Alexandru Bursuc, făcea parte dintr-un centru de performanță la nivelul centru de excelență din municipiul Suceava, dar și la centrul ăsta de excelență n-ajungi dacă n-ai o bază. Da. Da? Centrul ăsta de excelență știu cum sunt constituite la diverse licee din județ, cei mai buni, de la matematică, de la informatică, vin acolo și studiază periodic, săptămânal, fac exerciții mai mult peste nivelul celor care le rezolvă la clasă. Dar ca să ajungi la nivelul ăsta, să intri la un centru de performanță, trebuie să ai o bază. Iar baza se dobândește unde? La școala generală din Bosanci. Da. Cum din fericire avem și alte școli în mediul rural, unde elevii sunt extrem de bine pregătiți. Mulțumesc pentru participare. Cu multă plăcere. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare cu știrile Bucovina TV. Numai bine!